Îi rog pe miniștrii să-și ocupe locurile și pe cei care sunt în videoconferință. De asemenea, colegii care ne susțin în procesul de dezbatere a actelor normative. Și vă propun să începem ședința de guvern. Astăzi se încheie starea de urgență instituită prin decretul președintelui României, făcând o evaluare retrospectivă a ceea ce s-a întâmplat în ultimele două luni. Trebuie să vă spun din capul locului că decizia de instituire a stării de urgență luată de către președintele României a fost o decizie extrem de benefică pentru România. Ne-a oferit cadrul ca să putem să luptăm cu toate armele împotriva acestei epidemii și ne-a permis să menținem la un nivel cât se poate de bun răspândirea acestui virus. Ca atare, nu am avut nicio problemă în ceea ce privește sistemul de sănătate publică, nu a existat depășirea capacității de tratare a persoanelor care au fost infectate. Numărul de persoane infectate la suta de mii de locuitori, mai ales ținând cont de condițiile specifice din România, și anume faptul că au intrat în țară din data de 23 februarie până în data de 1 mai 1.270.000 de români, dintre care marea majoritate au venit din țări care erau încadrate în zona roșie. Cred că în toată această perioadă de 60 de zile în care președintele ne-a oferit prin decretul de instituire a stării de urgență toate instrumentele necesare, am putut să facem față acestei provocări neașteptate și care ne-a pus la grea încercare. Astăzi, Comitetul Național pentru Situații de Urgență va declara starea de alertă în cadrul situației de urgență provocate de epidemia de coronavirus. Tot astăzi, odată cu declararea stării de alertă, Comitetul Național pentru Situații de Urgență va institui toate măsurile necesare pentru a apăra viața și sănătatea românilor. Aceste măsuri vor avea caracter de obligativitate și ele vor fi stabilite în baza Ordonanței 21, care reglementează situațiile de urgență, răspunsul autorităților la situațiile de urgență și care stabilesc starea de alertă. Nimic nu ne va împiedica să luăm toate deciziile necesare pentru a putea să facem față în continuare provocării generate de această epidemie. Toate măsurile necesare vor fi adoptate de Comitetul Național de Situații de Urgență și de asemenea vă solicit tuturor miniștrilor să emiteți împreună cu Institutul Național de Sănătate Publică și de asemenea cu colaborarea Consiliului de Suport Tehnico-Științific care fundamentează deciziile Comitetului Național pentru Situații de Urgență, toate ordinele privind normele de sănătate, de securitate a muncii, care trebuie respectate în toate activitățile, atât pentru activitățile pentru care nu au existat restricții până acum și unde este necesară impunerea acestor norme, cât și în domeniile pentru care se ridică restricțiile. Aici este vorba de regulile privitoare la circulația în mijloacele de transport public, este vorba de regulile privind funcționarea spațiilor comerciale, regulile privind funcționarea hotelurilor, regulile privind funcționarea frizerilor, coafururilor și tuturor
categoriilor de activități pentru care se ridică restricțiile și unde este necesară o reglementare foarte serioasă a măsurilor de sănătate publică pentru protejarea cetățenilor români. De asemenea, vreau să vă anunț că împreună cu Ministerul Afacerilor Interne am luat decizia pentru a întări autoritatea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, să modificăm Ordonanța 21 și să îmi asum în calitate de prim-ministru conducerea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, sigur, secundat de 3 vicepreședinți, de domnul ministru al Afacerilor Interne, Marcel Vela, de domnul ministru al Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și, de asemenea, de șeful Departamentului de Situații de Urgență, Raed Arafat. Vă solicit o mobilizare pentru a face față trecerii de la starea de urgență la starea de alertă. În calitate de miniștri, va trebui să girați cu maximă responsabilitate implicarea în punerea în practică a tuturor măsurilor. Către cetățenii români transmit un mesaj foarte simplu. Fiți responsabili, ca și până acum, respectați toate măsurile care sunt instituite de autorități, pentru că aceste măsuri nu au alt scop decât acela de a vă apăra sănătatea, de a vă apăra viața, de a vă feri de pericolul infectării cu COVID-19. De asemenea, astăzi va trebui să adoptăm actul normativ, ordonanța de urgență, prin care să reglementăm toate măsurile necesare pentru trecerea de la starea de urgență la starea de alertă, în special acele măsuri care vizează drepturile ale cetățenilor, facilități pe care le-am acordat în perioada stării de urgență și pe care le vom prelungi și dincolo de starea de urgență. Va trebui să reglementăm toate măsurile necesare în domeniul sănătății, de asemenea în domeniul educației, astfel încât să putem face față provocărilor care categoric vor fi extrem de importante, mai ales în ceea ce privește organizarea examenelor și în ceea ce privește organizarea activității pe toată perioada stării de alertă. Aici, doamnă viceprim-ministru Turcan, suntem pregătiți cu proiectul de ordonanță de urgență? Da, chiar doream să vă propun pe lista suplimentară a ședinței de astăzi să introducem acest proiect de ordonanță de urgență de prelungire a unor măsuri de sprijin pentru persoane și companii din perioada stării de urgență, care să meargă până la începutul lunii iunie și apoi pe unele domenii restricționate în paralel cu măsurile de relansare economică. Mulțumesc, de acord cu introducerea pe ordinea de zi. Domnul ministru Vela, suntem pregătiți cu ordonanța de modificare a ordonanței 21? Da, suntem pregătiți și vă solicit aprobarea introducerea pe lista suplimentară pentru această ședință. Deci trebuie să ținem cont în modificare de decizia Curții Constituționale. Modificarea nu poate să afecteze drepturi și libertăți, pentru că drepturile și libertățile pot fi afectate temporar doar prin lege și Parlamentul a adoptat legea care va intra în vigoare luni. Exact. Alt proiect de act normativ mai aveți? Da, mai avem un proiect la rubrica confidențială, un proiect de urgență pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 114/2018. Ca urmare a deciziei înaltei curți de casație și justiție. Exact. De acord. Mulțumesc. Alte proiecte de acte normative? Domnul ministru Popescu. Domnule prim-ministru, vă rugăm să fiți de acord cu introducerea pe ordinea de zi suplimentară a proiectului de ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii Energiei Electrice și a Gazelor Naturale, numărul 123/2012. De acord.
domnul ministru Tătaru. Domnule prim-ministru, vă rugăm să fiți de acord cu introducerea pe lista suplimentară a proiectului de hotărâre de guvern pentru modificarea HG-ului 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății. Privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, practic îmbunătățiți structura și organizarea Ministerului Sănătății. Exact. De acord. Înainte de a vă da cuvântul domnul ministru Alexe, vreau să vă întreb când inițiați procedura de adoptare a hotărârii de guvern pentru operaționalizarea SUMAL-ului, sistemului de urmărire a masei lemnoase. Domnule prim-ministru, stimați colegi, dați-mi voie să vă spun că am bucuria să vă informez că astăzi facem un pas important pentru operaționalizarea celui mai important instrument pe care îl vom avea la îndemână în lupta noastră cu tăierile ilegale din pădurile României. Aș vrea să vă spun că astăzi vom ridica în consultare publică proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor tehnice de funcționare a noului SUMAL. După cum bine știți, domnule prim-ministru, stimați colegi, au simțit-o și românii pe propria piele. Acum câteva luni, când am preluat mandatul de ministru, noul SUMAL era doar un plan pe hârtie pentru stoparea tăierilor ilegale, dar care a fost întârziat... Domnul ministru, păstrați-vă aceste considerații și explicații pentru momentul în care puneți pe masa guvernului. Când... Astăzi intră în consultare publică și avem speranța, așa cum ne-am asumat prin programul de guvernare, la finalul lunii iunie el va fi operaționalizat și astfel vom reuși să limităm și să stopăm tăierile ilegale de păduri din România. Mulțumesc. Ce acte normative vreți să introduceți? Am rugămintea să introducem pe lista suplimentară memorandumul privind semnarea declarației privind utilizarea Pactului Ecologic European ca element cheie în planul de redresare a Uniunii Europene după pandemia COVID-19. De acord. Mulțumesc. Colegii în sistem de videoconferință, domnul ministru Bode. Domnule prim-ministru, vă rog să aprobați introducerea pe ordinea de zi suplimentară a unui proiect de ordonanță de urgență privind desemnarea serviciului de telecomunicații speciale ca integrator de servicii de comunicații critice destinate autorităților publice cu atribuții în managementul situațiilor de urgență. Avem toate avizele, inclusiv avizul CSAT, și am integrat observațiile Ministerului Afacerilor Interne. De acord. Alte propuneri? Dacă nu mai sunt alte propuneri, da, spuneți, domnul ministru Oros. Domnule prim-ministru, stimați colegi, aș dori și eu să introducem într-o primă citire o ordonanță de urgență privind normele metodologice de aplicare de modificare a ordonanței Guvernului numărul 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin legea numărul 215/2004 cu modificările și completările ulterioare. Avem avizele de la toate ministerele, avem câteva observații de la Ministerul Justiției pe care o să le preluăm și de aceea aș vrea ca într-o primă lectură să introducem. De acord. Mulțumesc. Dacă nu mai aveți, doamnă ministru, hotărârea de guvern? Hotărârea de guvern pentru achiziția de măști pentru grupurile beneficiare, pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat, este gata, în primul rând, și urmează să fie adusă în ședința de guvern ca urmare a reglementării. O introducem pe ordinea de zi. Ne trebuie mai întâi actul normativ care să asigure obligativitatea purtării măștilor și ca atare în secvența următoare, adică la ședința următoare. Putem adopta hotărârea de guvern și înainte de intrarea în vigoare a legii? Mm-mm. Ba da, putem să o adoptăm. O introduceți pe ordinea de zi într-o primă lectură. Oricum, dumneavoastră, documentul este pregătit. Când îmi veți da cuvântul, o voi prezenta colegilor mei. De-al minteri, este pe circuitul de avizare și în consultare publică, dar într-o primă lectură, desigur, aștept să o prezentăm. Deci trebuie să punem în mișcare cât mai rapid procedura de achiziționare și de distribuire a măștilor către persoanele vulnerabile. Și din acest motiv, cred că
este necesară adoptarea cât mai rapidă a actului normativ. Da? Îl introducem pe ordinea de zi. Cu punctele introduse pe ordinea de zi, vă propun să începem.